Amin. Vă rog frumos să rămâneți ridicați. Spunem din toată inima binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Haideți să deschidem împreună Cartea Sfântă la prima carte, Geneza, în capitolul 12. Și să citim primele trei versete. Geneza, capitolul 12, pagina Biblie 12. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne mulțumesc lui Dumnezeu din inimă, în primul rând, că El m-a binecuvântat cu viață, cu sănătate și a revărsat peste mine îndurare și harul Lui să pot sta înaintea dumneavoastră în această seară. Este pentru a doua oară când mă aflu într-o astfel de poziție și nu mi-e ușor. Trebuie să recunosc că am emoții. Însă cred în rugăciunea dumneavoastră. Cred că sunteți o familie minunată și îi ajutați pe cei ce au nevoie de rugăciune. Și dacă vor fi greșeli, cred că vă veți ruga și mai mult pentru mine. Și cred că în spatele slăbiciunilor noastre, în spatele defectelor noastre ca și oameni, stă un Dumnezeu puternic care poate să ne binecuvinteze. Care poate să-mi dea și mie, dar care poate să vă dea și dumneavoastră. Măriți să fie numele Lui. M-am bucurat mult că în seara aceasta am avut și o familie la binecuvântare și probabil că ați observat subiectul pe care îl voi aborda va fi tot despre binecuvântare. Mă simt un om binecuvântat și atunci când am înțeles că va trebui să aduc un mesaj înaintea bisericii, m-am gândit din atâtea predici, din atâtea subiecte care există, m-am gândit despre ce aș putea să vorbi. Și mi-a venit un gând, ești un om binecuvântat, n-ai putea să vorbești despre binecuvântare. Și iată că înaintea dumneavoastră stau în seara aceasta și o să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat și la rândul meu să vorbesc despre binecuvântare. E un mare har să fiu în prezența lui Dumnezeu și auzim peste tot, în fiecare zi, în lumea asta în care trăim, mai cu seamă între noi, copiii lui Dumnezeu, expresii de binecuvântare. Domnul să te binecuvinteze, fii binecuvântat, Domnul ne trimite mesaje, ne spunem unii altora. Și e bine, e frumos, însă să ne ajute Domnul să credem din toată inima în aceste binecuvântări, să credem că Dumnezeu binecuvintează, să credem că atunci când copiii noștri aducem la binecuvântare, Dumnezeu îi binecuvintează. El poate să o facă, slăvit să fie numele Lui. Vreau să vă spun că în Vechiul Testament binecuvântările erau puțin diferite de cele noi testamentare, de cele pe care noi le trăim astăzi. Pe lângă binecuvântările din Vechiul Testament, în Domnul Iisus Hristos, noi avem mult mai multe binecuvântări. În Vechiul Testament, dacă vreți, în lege, binecuvântare pentru poporul evreu era să aibă o viață lungă, să aibă cât mai mulți ani, să aibă o familie puternică, o familie numeroasă, bineînțeles, dacă se putea, cu cât mai mulți fii, cu cât mai mulți copii de parte bărbătească, să aibă o recoltă mare, să-i rodească țarina, să aibă hambarele pline, așa era un om binecuvântat. Și să primească protecție din partea lui Dumnezeu împotriva vrăjmașilor care îl înconjura. Ei bine, în Deuteronom, găsim aceste binecuvântări despre care se vorbește în Deuteronom, capitolele 27 și 28, însă tot acolo ni se vorbește și despre blesteme, dacă ați observat. Îi cheamă Moise și bătrânii lui Israel, șase seminții de lui Israel, să rostească binecuvântarea de pe un munte numit Garizim, iar de pe celălalt munte numit Ebal, celelalte șase seminții trebuiau să rostească blestemele. Și în Deuteronom, am să vă citesc capitolul 30,
Este un cuvânt extraordinar. După ce au fost rostite binecuvântările și blestemul, Dumnezeu are un cuvânt extraordinar pentru ei atunci, dar și pentru noi. Iau azi cerul, capitolul 30, versetul 19. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Însă sfatul lui Dumnezeu pentru ei și pentru noi, îndemnul lui Dumnezeu este acesta. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Să alegem viața, pentru că numai alegând viața, care este Domnul Iisus Hristos, vom fi binecuvântați noi și sămânța noastră după noi. Putem să vedem binecuvântările lui Dumnezeu, putem să vedem efectele alegerii părinților noștri și slăvim pe Dumnezeu că sunt mulți care au străbunici, care au mers pe calea lui Dumnezeu. Și de la străbunici, la bunici, la părinți și la copii, sunt încă în casa lui Dumnezeu. Și ăsta e un motiv de laudă, de adorare și de glorie la adresa lui Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 10, spune așa, gura celui neprihănit este un izvor de viață. Ori de câte ori alegem să rostim o binecuvântare cu gura noastră, noi alegem să trăim o viață curată, o viață care ne conduce întotdeauna spre Domnul Iisus Hristos. Noi nu credem cum cred oamenii în noroc. Am și un coleg de muncă și tot timpul îmi spune, fiecare zi am avut noroc că nu mi s-a întâmplat aia, că m-a vindecat, că n-a trebuit să mă operez. Noi credem în binecuvântare. Slăviți să fie Domnul, noi nu credem în noroc. Aș vrea să vă spun că binecuvântările, dacă deschidem în Noul Testament, în Epistola lui Pavel către Efeseni, vedem pe de cealaltă parte binecuvântările pe care noi le avem în Domnul Iisus Hristos. În Efeseni, capitolul 1, cuvântul spune așa, binecuvântat, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. Iată deci care e binecuvântarea pe care noi o primim astăzi. Suntem binecuvântați ori de câte ori deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvântează și ne vorbește. Suntem binecuvântați ori de câte ori ne strângem la părtășie împreună și Dumnezeu ne binecuvântează împreună aici. Suntem binecuvântați când ne cerem iertare, când cerem eliberare și inima noastră este ușoară, este curată înaintea lui Dumnezeu. Suntem binecuvântați, măriți să fie Domnul. Suntem binecuvântați chiar și în suferință. În timp ce o parte din noi, probabil, trăiesc momente și sentimente de bucurie, sentimente înalte de seninătate. Sunt alții care au rude între cei care sunt afișați pe ecrane și cresc altfel de sentimente. Ei cer ca Dumnezeu să se îndure de cei în suferință. Însă să știți că, dincolo de toate aceste stări, în Dumnezeu ne găsim rostul. În Dumnezeu ne găsim bucuria. În Dumnezeu ne găsim fericirea. Am cântat această cântare. Am găsit în Domnul fericirea. Facă Domnul ca în fiecare zi din viața noastră să fim plini de fericire. Că Domnul este alături de noi. Este foarte important în vorbirea noastră să rostim cuvinte de binecuvântare. Vedeți dumneavoastră, ori de câte ori ne binecuvântăm unii pe alții, de fapt noi ne vorbim de bine. Că asta înseamnă binecuvântarea. Vorbire de bine. Ne binecuvântăm unii pe alții, îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Și când ne obișnuim să folosim astfel de cuvinte, atunci în vocabularul nostru nu vor mai avea loc astfel de cuvinte nepotrivite. Ca de exemplu, cuvinte de clevetire, de defăimare, vorbe de rău. Să ne ajute Domnul să vorbim așa cum spune Pavel Efesenilor, cu cântări duhovnicești, cu psalmi și Dumnezeu ne va binecuvânta. Dincolo de binecuvântarea pe care ne dă Dumnezeu cu viață, în Domnul Iisus Hristos, are un dar și mai mare decât acesta pe care Domnul ni l-a oferit. Și acesta este viața veșnică. Slăviți să fie numele Domnului. Cu toții dorim să fim binecuvântați. Este foarte important ca și părinți să cerem binecuvântarea peste copiii noștri. Nu m-am gândit că va fi binecuvântare și nu m-am gândit și nu sunt calificat și nu pot să vorbesc despre copii, despre binecuvântarea copiilor, despre cum să creștem copiii. Însă, pentru că în momentul acesta copiii mei sunt mici și am înțeles un lucru.
Nu pot să vorbesc despre copii când copiii mei sunt mici. Când ei sunt mici, sunt cu mine, sunt liniștiți. Îi controlăm foarte ușor. Când ei vor crește, e un pic mai greu din experiențele altora. De aceea ar trebui să vorbim cu înțelepciune. Ori de câte ori suntem puși în situații să vorbim despre alții, să vorbim cu înțelepciune sau să ne abținem să vorbim despre ceea ce nu știm. Sau despre situații în care încă n-am ajuns și Dumnezeu să ne ajute și să ne dea această înțelepciune. Binecuvântarea e mai mult, binecuvântarea Noului Testament, vreau să știți că e mai mult decât binecuvântările acestea materiale pe care noi le vedem cu ochii noștri de carne. Dumnezeu ne vrea binecuvânta mult mai mult decât atât. Și credem că El o poate face. Sunt importante binecuvântările acestea. Vreau să vă spun despre o piedică sau două pe care le întâmpinăm în calea binecuvântării. Una dintre ele, să știți, și foarte important este compromisul. Atunci când alegem compromisul în relația noastră cu Dumnezeu, poate fi ceva foarte grav. Poate fi ceva care ne desparte de Dumnezeu. Există două domenii. De exemplu, în familie, câteodată putem să facem compromis. M-am uitat eu în familia mea și am văzut că dacă nu facem compromis în familie, tot timpul vom ajunge la certuri, vom ajunge la discuții, vom ajunge la supărări. Adică, de exemplu, dacă soția mea a zis eu o să mă duc eu să scot coșul de gunoi sau sacul de gunoi astăzi. Și dacă el m-a făcut și eu îi reproșez unde am ajuns. Mai degrabă fac un compromis, mai degrabă mă duc eu să-l scot și câștigăm pacea. Câștigăm în familie lucrurile se rezolvă cu dragoste, nu cu pace, nu ținem scorul, nu facem contabilitatea la greșelile unii altora, ci în dragoste ne acoperim greșelile, încercăm să ne ajutăm unul pe celălalt. Însă este total diferit în relația cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, noi nu avem voie să facem niciun fel de compromis. Amin? În relația cu Dumnezeu, pentru nu avem voie să facem compromisuri. De ce? Pentru că ori de câte ori vom face un compromis, vom permite diavolului să bată un cui, oricât ar fi el de mic, și bătând un cui în relația noastră cu Dumnezeu, sau în relația noastră de familie, între soți, el cu timpul va pune o pană acolo, știți ce e aia, o pană, nu? Va băga o pană și cu timpul, dacă nu vom vedea, el va bătea și pana aceea va despica, va rupe relația noastră. De aceea să fim foarte atenți ca în relațiile noastre să nu existe niciun fel de compromis. Mi-aduc aminte de o ilustrație pe care am citit-o. Erau doi tineri care vreau să-și cumpere o casă. S-au căsătorit de curând și au vrut să-și cumpere o casă, așa cum fac toți tinerii. Și s-au uitat în seara și au văzut o casă care le convenea, care era pe gustul lor și s-au dus să o vadă. Dar înainte să meargă să vadă, au observat un detaliu foarte ciudat. Casa aceea era foarte ieftină. Era mult sub prețul pieței. Și au zis, hai să mergem să vedem despre ce e vorba. S-au dus la proprietar, au bătut la ușă, proprietarul a răspuns și au zis, domnule, aveți o casă de vânzare. Da, de vânzare. Dar ceva nu e în regulă, ați greșit prețul casei. Omul zice, n-am greșit prețul, e corect. Cum, domnule, că e foarte mic prețul? Nu, domnule, prețul e corect, casa e în regulă, toate sunt bine făcute, pereții sunt bune, acoperișul, fundația, am folosit mai multe materiale de calitate. Păi și atunci, care e problema de preț așa de mic? Deci, niciun fel de problemă. Toată casa vă aparține, dacă vreți. Tot ce e în ea. Însă, aici, în hol, am bătut un cui. Am bătut un cui într-un perete. Toată casa aia voastră, cuiul ăsta care l-am bătut, e al meu. Când au auzit tinerii, au zis, gata, ce faci, le batem palma, haideți să cumpărăm casa, au mers la notar, au făcut toate formalitățile și au devenit proprietari. O zi după, sau două zile după, mai țin minte exact, proprietarul trecea pe acolo prin zonă și avea cu el umbrela și a zis că plouă afară și de fapt n-a plouat. A bătut la ușa tinerilor și le-a zis, am crezut că plouă, dar nu plouă și am venit să-mi las umbrela în cuiul meu. Tinerii s-au mizat. Apoi a doua zi iar a venit să lasă o plasă, să lasă un parzesiu, să lasă o căciulă. Și tot așa zi și noapte, zi și noapte, omul acesta venea și deranja pe tine. Până când tinerii și-a făcut, au lăsat și casă și acoperit și tot și frumusețe și au plecat de acolo. Toate acestea din cauza unui cui. Din cauza unui cui. Să știți, am fost foarte cercetat în urma acestei experiențe. Să știți că diavolul e foarte mulțumit, e foarte satisfăcut ca noi să venim la biserică. Dar el să aibă acolo un cui în viața noastră. Noi zicem, noi vrem să cântăm, noi vrem să cântăm în cor, în
fanfară, în orchestră. Nici o problemă, diavolul zice, du-te și cântă. Noi, dar Doamne, dar vrem să predicăm. Du-te și predică, nu e niciun fel de problemă. Atâta timp cât el are un cui acolo și are acces să intre atunci când vrea el, pentru el nicio problemă. Dar pe noi ne poate costa viața. Și ne poate costa veșnicia cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să-L alegem întotdeauna pe Dumnezeu și să evităm compromisul. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, pe când vorbea ucenicilor, s-a oprit și a zis, trebuie să mă opresc acum. Iată că vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. El n-are nimic în mine. Frați și surori, am dorit din toată inima ca stăpânitorul acestei lumi să n-aibă absolut nimic în noi. Să fie ființa noastră să fie plină de Duhul Sfânt, în așa fel încât cel rău să nu aibă nimic în noi. Dacă există compromisul, vă rog în numele Lui Iisus Hristos să le aduceți înaintea Lui. Și prin sângele Lui putem primi eliberare, putem primi transformare. Chiar astăzi, tine, dragi, nu lăsați ca compromisul, ca păcatul să vă distrugă viața. Fie că voi fi pe acoperișul casei și voi auzi strigarea aceea, iată vine minele, eu îmi doresc să fiu dezlegat de absolut orice. Îmi doresc să fiu gata să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Gândiți-vă să nu trebuiască să mă întorc în casă și să rezolv problemele care nu le-am lăsat, care le-am lăsat nerezolvate cu probleme cu soția mea, cu copiii mei. Dacă voi fi la câmp și voi auzi strigarea, să nu fiu nevoit să mă întorc acasă, să zic, Doamne, vino. Ajută-ne, Doamne, să rezolvăm orice problemă, să rezolvăm orice compromis și să fim în regulă în relația noastră cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva. A fost diavolul supărat că Iuda mergea și propăduia Evanghelia? Iuda, apostolul Domnului. Nu, n-a avut nimic împotriva lui. A fost diavolul supărat că mergea și scotea drași? Nici de cum. A zis, du-te și fă-le vădate, dacă nu te pot ține acasă, vină la biserică, dacă nu te pot ține legat, dacă nu te pot trimite în alte părți, fă lucrarea Domnului, însă dă-mi voie să am în viața ta un singur cui. Știți care era cuiul din viața lui Iuda? Știți cum se numea? Iubirea de bani. Ferește-ne, Doamne. El a ajuns un singur lucru. El nu era un criminal în serie, nu era un om extraordinar de rău, cum am zice noi în ziua de azi despre alții. Avea un singur cui. Și asta era iubirea de bani, lăcomia. El se gândea probabil în sine, lui zicea, oricum Domnul Iisus nu poate să fie prins, eu îl vând, fac niște bani, că ăsta era business-ul lui. Eu îl vând, fac niște bani și el scapă. De ce scapă? Pentru că ei știau ca și ucenici că Domnul Iisus Hristos mai de multe ori scăpase din mâinile evreilor. Odată l-au suit pe sprânceana templului și-au pus să-l omoare. Și Domnul Iisus a trecut între ei, s-a făcut nevăzut. Nu numai odată. Și el a zis, eu îl vând pe Domnul Iisus și câștig niște bani, el nu poate fi prins? Probabil, zic eu, să dă neamintea lui. Însă el n-a știut că lui Domnul Iisus, Domnul Iisus, încă nu-i venise ceasul. Doamne, îți mulțumim și ajută-ne să rezolvăm orice problemă care ne macină, care Duhul Sfânt ne aduce aminte în momentele acestea și să fim în conformitate cu voia ta. O altă piedică în care a binecuvântării, să știți că este căutarea fericirii în alte locuri, în alte lucruri, în alte persoane. Ne-a dat Dumnezeu niște daruri și uneori suntem tentați să iubim mai mult darurile pe care le dă Dumnezeu. Ne binecuvântează Dumnezeu cu copii, trei fetițe și un băiețel, ce minunat. Însă să alegem ca Domnul Iisus să rămână totdeauna pe primul loc în viața noastră. Să nu alegem ca surogat persoane din viața noastră. De exemplu, ne-a dat Dumnezeu soții frumoase, minunate, extraordinare. Amin? Nu prea ziceți amin. În dreptul meu așa a făcut Dumnezeu. Și probabil că avem tendința, mai ales la început, să ne îndrăgostim foarte mult de El și să punem pe Dumnezeu pe locul 2. Să ne ferească Dumnezeu. Să nu ne locuim pe Dumnezeu cu absolut nimeni și nimic. Oricât de frumoase, oricât de binecuvântate, oricât de înțelepți ar fi copiii, oricât de deștepți, oricât de drăgălași, să nu ne locuim pe Dumnezeu. El să rămână întotdeauna pe primul loc în viața noastră. Mi-am adus aminte, pentru că a vorbit fratele Ghiță de Solomon. Dar mai întâi, în Psalmul 73, Asaf spune, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Ajută-ne Dumnezeu! Ajută-ne, Doamne! Facem o greșeală pe care și Solomon a făcut-o. A amintit fratele Ghiță. Solomon a fost un om extraordinar de binecuvântat.
Dumnezeu a revărsat peste el binecuvântări mărețe. A fost un om înțelept și în înțelepciunea lui toți oamenii veneau la el și se minunau de această înțelepciune. Și totuși, la un moment dat, zice el, nici în înțelepciune n-am găsit fericirea. Apoi, pentru că el a cerut înțelepciune, Dumnezeu l-a binecuvântat cu foarte mari bogății, foarte mulți bani, am zice noi, nu? În ziua de astăzi. Dumnezeu a făcut ca argintul, știți că spune împărați, că argintul în vremea lui să fie ca și pietrele. În fiecare an intrau în misteria lui, a poporului, sute și sute de kilograme de aur. Și totuși, acest om al lui Dumnezeu zice, nici în bogăție nu e fericirea. Apoi s-a gândit că dacă își va face relații, dacă va avea relații și își va face cunoștințe în toate neamurile băgâne de lângă, va avea fericire. Și știți că el a căutat fericirea în femei. Și știți că, câte femei a avut? O grămadă. O grămadă. A zis că poate vei fi fericit în sensul acesta. Și iată că n-a găsit fericirea nici aici. Știți ce spune el în Proverbe? Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, dar nu orice femeie, a cărei inimă este o pulsă. Și n-a găsit fericirea nici aici. Zice el în Ecleziastul, deșertăciunea deșertăciunilor. Însă, ceea ce e minunat și m-a marcat în ultimul capitol din Ecleziastul, spune el ca și o concluzie pentru toate acestea. Zice, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu mai găsesc nicio plăcere. Dragi tineri, căutați-L pe Dumnezeu. Numai în Dumnezeu găsim fericire. Numai cu El vom avea fericirea de plină. Căutați-L pe Dumnezeu din tinerețea dumneavoastră. Eu am pierdut mulți ani din tinerețea mea căutând fericirea lucruri efemere. Dar slăviți să fie Domnul că acasă au fost niște părinți, o biserică care s-au rugat și au mijlocit. Ca eu să fiu binecuvântat. Și mai apoi, la rândul meu, eu să fiu o binecuvântare pentru cei din jurul meu. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Aș dori să mă apropii de încheiere și să vă spun că Petru a fost un om binecuvântat de Dumnezeu. Mai mulți oameni din Scriptură au fost binecuvântați în mod deosebit, dar Petru a trebuit să treacă printr-o situație, nu mai este timp, o să vă spun doar pe scurt, printr-o situație când vă aduceți aminte la pescuirea aceea minunată, când Domnul Iisus Hristos le dă o lecție extraordinară și le spune, aruncați mreaja mai departe de mal, la un loc mai adânc. Ei erau obișnuiți să pescuiască aproape de mal acolo și Domnul Iisus Hristos le dă o lecție extraordinară. Și când Petru vede minunea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o, când au scos acele mreje pline de pești, a căzut la genunchii Domnului Iisus Hristos, spune acolo în Luca, și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Când Dumnezeu ne binecuvântează, ce spunem noi? Ne atribuim binecuvântările? Spunem că noi suntem buni și de-aia am primit binecuvântări? Datorită milei și îndurării Lui, primim binecuvântări. Datorită îndurării Lui, primim binecuvântări, cum ar fi acestea din această seară. Copii binecuvântați. Primim frați binecuvântați. Binecuvântat să fie Domnul. Dar totodată Dumnezeu îi dă o lecție minunată, spunându-i că dacă eu te-am binecuvântat pe tine, Petru, va trebui ca și tu la rândul tău să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Ajută-ne Domnul să nu păstrăm binecuvântările pe care El ni le dă. Să nu ținem strâns de ele. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu bani, știm ce avem de făcut cu banii aceștia. Nu-i ținem toți pentru noi. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înțelepciune, cu pricepere, trebuie să o folosim și pentru alții. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o gură, să vorbim și să nu fim mulți, să binecuvântăm pe alții, să spunem oamenilor despre Dumnezeu, ca ei să se întoarcă. Pe Petru Dumnezeu l-a făcut pescar de oameni. El a fost pescar. Asta era meseria lui. Dar a zis Domnul, îți voi schimba meseria. Pentru că te-am binecuvântat și pentru că ai ales să vii după mine, te voi face pescar de oameni. Mulțumim lui Dumnezeu că asta vrea să facă și cu noi. Să ne lăsăm la îndemâna lui Dumnezeu, ca El să ne binecuvinteze și mai mult decât atât, să fim binecuvântări pentru ceilalți. Să știți că cea mai mare binecuvântare este că suntem frați cu Domnul Iisus Hristos. Nu e binecuvântare mai mare ca asta. Ne-a răscumpărat Dumnezeu și ne-a salvat. Aș vrea să citesc un ultim verset și apoi să
te pregătim de final și acest verset îl găsim în 1 Petru, aș dori să-l citim împreună, 1 Petru, capitolul 3, versetul 9. Cuvântul Domnului spune așa: nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Și Domnul să ne ajute. Amin. Amin.